foarte multe filme. Chiar mai ales înainte, când mă odihneam foarte mult pentru antrenamente, vedeam chiar foarte multe filme. Și 3-4 filme pe zi. Vă mai amintiți care este cel mai frumos film sau primul film pe care l-ați văzut cu soția dumneavoastră? Bine, sunt multe filme care mi-au plăcut foarte mult. În primul rând pot să spun Rocky 1, Rocky 2, Gladiatorul. Sunt multe, nu-mi vin în minte acum toate, dar sunt multe filme bune. Viața de actor v-a atras vreodată? Nu sunt un actor foarte bun, adică la mine, nu știu, dacă sunt trist se vede imediat, dacă sunt vesel se vede imediat și nu cred că m-aș fi priceput. Expresivitatea vă trădează, nu? Da, da, nu știu, deci chiar nu pot să ascund așa starea în care sunt. N-aș fi fost bun de actor sub nicio formă. Ați apucat să mergeți în vacanță în vara aceasta? Am fost așa într-o vacanță scurtă, oricum timpul nu prea ne permite. Noi avem în perioada de vară foarte multe competiții și chiar competiția, să zic, ține numai o zi, două, dar totdeauna trebuie pregătiri foarte multe. Da, dar soția nu vrea și ea să se relaxeze puțin, să meargă și ea într-o zonă frumoasă? Vă dați seama că am o soție incredibilă, suntem de 32 de ani împreună și totdeauna ne-am învățat, mulțumim, ne-am învățat când avem de lucru să facem ce avem de făcut, atunci când avem liber, mergem și în vacanță sau... Domnule Leu, care au fost momentele de cumpănă prin care ați trecut în cei 32 de ani de căsnicie? Știu că v-a sprijinit întotdeauna soția. Da, chiar asta spun, am avut un noroc extraordinar să o întâlnesc pe Ana și pot să spun că întotdeauna, adică, nu știu, situațiile bune ne-au făcut fericiți și am ținut întotdeauna împreună, fiindcă știi cum, și în situațiile foarte bune trebuie să știi cumva să le gestionezi, fiindcă dacă nu ești foarte atent, chiar dacă este ceva foarte bine se întâmplă în viața ta, prin neatenție poți să distrugi totul. Iar cele rele, momentele dificile ne-au întărit și ne-au apropiat mai mult. Ce este cel mai de preț pentru dumneavoastră? Familia. Și sănătatea, pentru că v-ați luptat și cu probleme de sănătate. Da, categoric, dar m-ați întrebat ce este cel mai de preț. Familia.